după ce s-au certat în platou. Discuțiile aprinse dintre Vulpița, Viorel și Raffaello s-au mutat în culisele emisiunii. Unde e Raffaello, Viorel? Nu mai zic nimic. Plec acasă să văd exact ce se întâmplă. Ești pe Veronica unde oraș? Nu mă interesează pe mine unde se duce. Își bate joc de mine. La soare nu o să aibă loc. La piesă. Nu o să aibă nici o secundă că o să intru eu. De ce te împotrivești? Uite că cu asta nu vreau eu. Cu tot. Dacă ar fi fost altcineva? Altcineva, da. Da? Cu asta nu. Cum s-a dus? Eu le la machiaj? Întreabă tu. Dar știi interesant? Nu e? Ce-a făcut? A plecat? Te-a lăsat? Da. Înfuriat că nu l-a găsit pe Raffaello, Viorel s-a răzbunat pe cadoul pe care l-a primit Vulpița de la celebrul artist. Viorel. Ți-am spus că l-a rupt. De ce ai făcut asta? De ce ai aruncat florile pe jos? Ce ai făcut? Nu mai, gata! Cu mine, nu mai scânteca! Ce spui? Ia să văd și-o contractul. Ce sunt? Vă-ți contractul. Viorel, spune-i lui Rafa de ce ai aruncat florile. Da. Că așa am florile. Și ce? Care e problema? Dar zici dacă e frumos așa. Dar ce? M-a scoat de zi? Trebuia să spună. De ce? Nu. Ai zis să văd și eu cu un contract. De ce ți-l arat imediat? De ce te ceri chiar? Asta nu. De ce? Am dat bani pe florile. Nu. Tu dacă oferi florile unei femei și ți-l arat cu cineva, îți convine? Eu vreau să văd contractul. Tu de ce îmi faci florile? Erau de la mine. Nu erau de la el. Da, ce? Am facem ciudă mie cu florile? Dar nu ți-a făcut. Da, da, da. Eu v-am spus că pe asta nu-mi suport. Păi de ce nu mă suport? Eu am spus că nu-mi suport. Dar ce e cu mine? Și ți-am spus că nu-mi suport. Vreau să văd și eu ce scrie în contract. De asta nu mă suport? Da, să văd contractul, să văd ce scrie. Nu ți-ar contează banii? Ce ți-ai tu? Eu, dar nu se spune ani. Nu se spune ani. Știu, 33 de ani. Ai înțeles? Ești bătrâne. Cum să vorbești așa? Da, eu ți-am măcar tu trebuia să vii la redacție să spui. Vezi, stai să mă duc eu să fac un pas să-i spun. Da, eu te-am întrebat. Eu știu că sunt gelos, că așa sunt și eu de obicei. Dar nu ai nici să fii gelos pe mine pentru că e doar o prietenă. Adică eu colaborez. Din cauza ta, Fiorele, că egoist ești. A zis, gata, tai-mi-o, s-o rupt. Nu te sunt. A judit acasă și la... Eu? Acasă nu mai. Ba da, am stat și am stat cu un cafea. N-am reușit să mai discutim. Adio! Să ștergi numărul de telefon. Asta! Păi, nu trebuie pe numele meu, fac ce vreau. Aveți un copil împreună, trebuie să... Eu cu tine, dacă nu te mai sunt în viață. Nu sunt vă despărțiți așa. O singură problemă. Că de greșeli au făcut, s-o iertat. Da, de lasă că nu mai e cu mine. Tu nu mai e. Ce treaba mea cu greșelile din trecut? Nu mai. Dar tine și te interesează. Te rog frumos să te împărți, te departezi. Dar nu vă mai certați pe bune, nu vă mai... Gata. Împăcați-vă că nu... Tu spui că nu te interesează banii, dar doar despre bani vorbim. Dar de bani, de ce vorbim? Eu ți-am spus că... Păi îi dau 10 milioane, ieși și ție 5, e bine așa? Trebuia să-mi spună la început. Banii nu o să ajungă la tine, Viorelă, banii ajung la Veronica. Îți dă ea, eu îi dau, ieși și ia-ți dă ție, sau nu? Sau nu? Asta e o prostie. Sătul să se certe cu Viorel, Raffaello a vrut la un moment dat să iasă din încăpere. Dar soțul Vulpiței s-a pus în calea lui și a blocat ușa. Rua, vă să-mi arăt contractul. Lasă că mă rog, dar te dai tu din ușă. Nu, că n-are contractul. Rua, mă rog. Dar de ce mă blochezi? Nu, eu ți-am spus, te-am rugat acum. Nu mă blochează nici mama în casă să mă blochezi. Eu ți-am spus cu frumosul. Am spus. De la o parte, că mă-i nervios. Dar ce treaba mea că nu ți-l dă ea? Eu vreau contractul să-l văd. Gata, încheie odată, că mă doare capul. Raffaello, rog, o să arate contractul. Arate contract. Mai rog o dată. Te mai rog o dată, arate contract. Că... Roago, mai spune. Încă o dată? Mai te rog o dată, arată-i contract. Da, te rog frumos. Te dai? Eu vreau să văd contract. Da, dispare o dată. Eu vreau să văd contract. Da, te văd din ușă. Te-am spus că asta nu se lansează. Tu ești celos pe mine. Da, unde pleci? Pleci singur? O să nu se lansează treaba. Adio, între noi. O iubești pe mine. Ce să mai fac cu o... Și atunci de ce? Ah, eu vreau să fie mirat între mine și nu mă lua la mișto. Nu mă lua la mișto, că eu n-am ajuns să... Și cu floarele ce-a fost, stai, să mi le-a aruncat? Ionele, ia grijă pe Leandro, eu te-și pierdu! Da, am văzut ce s-a întâmplat, Viorel. Și noi, ce frumos ce-a făcut. Nu trebuia să fac așa ceva. Da, doamna Mirela, da. Și chiar dacă o să se țină acum ceva și nu o să se țină. Ce? Dacă o să cântești, nu o să cânte absolut nimic. Cine? Veronica? Lasă-mă să visezi. Veronica și cu ăsta, cu o să intru eu în mijloc.
Păi unde ai să intri tu? Dacă s-o să da, facă oare... ceva aici... Păi poate în ziua aia nu ești invitat în emisiune. Da, oricum, eu v-am zis că eu... Poate ești plecat în zbor. Eu oricum v-am zis că postez. La alte gacică. Am zis Veronica, că postez. Te rog un pic, ce spui? V-am zis că tot postez. Ce post? Știu eu ce postez. Dar ce postezi, Viorele? Da, nu despre, eu și despre el. Despre tot un favor le faci. Nu, are și bine, păi, îi fac cu altceva. Stai un pic, deci postezi despre Veronica și despre Rafaelo. Cu altceva. Postează ce vrei tu, nu faci decât să le ridici cota. Asta nu, 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 da, cu altceva, cu alte... Treaba ta, eu îți spun că dacă în ziua asta aceea nu ai treabă în emisiune, probabil că nu vei fi invitat. Stai acasă și vin doar ei doi să cânte. Da, credeți că eu... la televizor. Da, credeți că eu sunt așa prost, eu nu văd ce dă. Să nu pot să vin. Unde să vii? Aici, credeți că... Dar poate, că... tu crezi că toată lumea care vrea să ne înjure dacă ar intra peste noi în emisiune? Doamna Mirela, mai am... ne luăm de la una la alta. Bun, mai am o rugăminte la tine. Deci tu crezi că toată lumea poate să intre în platou când vrea? Cum îți imaginezi? N-ai văzut că avem pază la intrare? Să vă spun ceva. Astăzi a venit domnul Axinte. Așa. Așa. S-a făcut o cerere între Veronica și Axinte. Așa și... până la urmă o zis că o să dăm tot. Adică ce o să dea bani. Da, până da, da. Când? Aveți un termen? Până când trebuie să vă facă restul de plată? Gel, din câte am auzit eu, o zis că până la sfârșitul anului o să fie dat tot. Dar Dumnezeu cu mila. Până la sfârșitul anului o să primiți ceilalți bani? Nu știu, păi cu Dumnezeu. Nu prea încredere. Mai Viorele. Nu prea am eu așa încredere, dar nu m-am mai Veronica, a semnat? A semnat o declarație în fața voastră? Cum că se angajează pentru... Eu nu acești știu bani? Da, o semnat. O făcut, o scris. Dar tu, Viorel, ai primit vreun bani de pe urma piesei? Pentru că voi aveți niște producători care s-au gândit să vă facă piesele astea, da? Deci nu accesi, recompune piese, nu ei înregistrează. Altcineva care s-a gândit că voi le-ați putea aduce multe vizualizări pe YouTube și le-ați adus. Acei producători care v-au chemat la studio, care au compus piesa, au făcut videoclipul, că ei l-au făcut, nu noi. Da, 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 am înțeles. Ce au zis? Ție când îți dau banii pe piesa cu Maria Constantin? Și câți bani? Domnul Vasilie ăsta mi-a zis că peste ar trebui cam săptămâna viitoare sau deci ar trebui să primești banii. Câți? Da. Nu mi-a spus că. Nu ți-a deci zis. Nu. Nici la Veronica e o statistică în funcție de vizualizări, de reclame. A, deci doamna în funcție de reclamele care intră. Da, exact, da. Și la sfârșit de lună, luna următoare. Doamna Mirela, la... Mă pricep. La Veronica trebuiau de ieri să vină să-i dea banii. Și tu spui că Veronica e posibil să ia din nou țeapă dacă face cu Rafael. Rafael o ia banii și ea rămâne fără nimic. Nu doar știu. Îl ajută la vizualizare. Nu știu, pe tine ce te inventează numai banii, numai banii. Nu mă inventează banii, dar... Ba da, tu și banii, atâta. Nu, 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 nu. Dar tu, Veronica, vrei să cânti, nu? Da. Indiferent de ce venit urmează să încasezi. Deci pentru Veronica e mai importantă apariția și să aibă niște clipuri și să... Așa, pentru tine sunt mai importanți banii. Pe mine nu banii, dacă nu știi, Viorele, stai să spui așa. Banii nu-ți aduc fericirea. Dar te ajută să mănânci, Veronica, trebuie să te gândești și la bani. Exact. Exact. Dacă, da, tu, dacă te gândești îți dau un exemplu, tu, tu așa, ți gândi numai la bani, unde așa spui. Nu, dar hai dacă să tu, dacă tu astăzi n-ai ce mânca, de exemplu, și nu ai bani să duci să cumperi ceva, cu ce te duci să cumperi? Păi o ajută cei cu care a colaborat. Până la aia, în momentul în care nu are, ce faci atunci? Deci tu ai, asta e problema, că nu știi ce bani va da Rafaelo. Păi hai să-l chemăm pe Rafaelo și să punem toate cărțile pe masă, pentru că până la urmă voi înțeleg că vă știți valoarea pe internet, în sensul că deveniți virali și nu vreți ca alții să câștige de pe urma voastră. Rafaelo, vine acum în platoul nostru. Bună seara, bine ai revenit, Rafael. Seara rămâna, bună seara. Ai, Veronica, nu te... Fără flori de această dată. Da, bună, bună. Veronica. Dacă i-aduc flori, dă de pământ cu ele și a pus el flori pe ele. Da. Băi, Viorele, vreau să-mi explici o problemă. Deci dacă e să se întâmple, nu o să se întâmple oricum. Cum vine asta? Ce se întâmplă? Explică vorba asta. Dacă e să se întâmple, nu o să se întâmple. Cum? Păi nu o să se întâmple. Păi dacă se întâmplă, nu se întâmplă, cum vine? Nu se întâmplă nici într-o mie de... Dar te fentează banii pe tine? Nu, 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 eu ți-am spus. Cu tine și cu ăsta nu o să fiu... Care este? Rafaelo, cum te mai cheamă. Cu mine și cu Rafaelo? Cu tine Veronica și cu Rafaelo. Hai să nu ne facem că nu înțelegem. Eu ți-o spun pe cea cinstită, vezi că acum sunt mai calm, nu-s ca aseară. Așa te vreau, tot timpul. Așa.
a, ce ați făcut voi? Ce piesă ați făcut? Nu mă interesează de colaborare și să o puneți aici, să o lansați, nu va avea loc. Oh. Deci dacă se întâmplă, nu se întâmplă. Viorele. Nu o să asta, că eu oricum o să... Calmă, calmă, Viorele. Dar de ce stai în calea Veronica, carierei? Veronica, se întâmplă sau nu se întâmplă? Veronica. Nu se întâmplă. Ba, facem. Nu se întâmplă. Nu că normal, normal, că nu o să se întâmplă. Dacă vezi clip... Nu, ce să, da, ce să clipul? Da, voi frumos. Când vreți, adică ați filmat clipul sau urmează? Surpriză. Da. Ce surpriză? Nu mă mai lua pe mine cu surpriză, că eu o sătul de prostii de-a voastre. Eu o sătul de prostii. Dar te-ai calmat aseară? Îs prostii astea. Te-ai calmat aseară? Faceți voi ce nu faceți. Nu are rost să te ceri cu ea, pentru că eu doar colaborez cu ea, frate. Da, ce colaborare, mă, ce colaborare. Ce am văzut în imagini, da, și alea, să știi că... Că am intrat în casa aia? Nu mă interesează ce ați făcut voi. Ce am făcut în casă? Ce ați făcut? Aia. În primul rând. Acum că nu îți dau indicații, că n-am nicio problemă. Nu ești. Așa, la... să mă scuz. Că asta că nu-ți fac nimic. Tu, Viorea, când ați intrat acolo, grijă. Așa, în momentul ăla. Nu, nu, așa s-a agățat Toma de jos. Da. Da, de jos. Ia mai uite deodată. Eu m-am uitat. Da. Nu vezi bine, zău? Nu, nu, nu. Hai să arătăm cum am intrat. Hai, vină. Nu, hai, vă rog, vă rog, vă rog. Hai să nu mai dăm apă. Așa, atât, ca prietenii. Nu, stai un pic. Hai să stăm, stai să stăm un pic. Hai să, hai să zicem că e un fel de relație pe care ai avut-o tu cu dansatoarea, că și tu o luai așa la live-ul pe Facebook. A, vrei și dansă și eu? Opa. Veronica, stai mă un pic, că nu despre asta e vorba. Dansatoarea și mi-era mie ciudă. Deci eu am întrebat-o mai multe lucruri astăzi, Veronica, și vă spun pe cinste. Mi-au spus niște vorbi foarte vulgari și astăzi când am ajuns în protocol, eram și cu domnul Radu și ea aici, de față, a spus iar o vorbă vulgară și... Cine, Veronica? Da, a pus-o cu altceva și era... N-a spus-o, n-a spus. Da, aproape să o spun. Și ăstea nu crezi, că de unde? Că de la Rafael l-a învățat? Ăstea nu-s frumoase, frumoase, ce sunt? Am învățat-o eu să înjure? Ăstea nu-s frumoase. Auzi la tine în casă? Te rog frumos, că la mine în casă nu se înjură. Viorel a fost foarte curios ieri și astăzi m-a tot întrebat ce s-a întâmplat atunci când Veronica și Rafael au intrat în acea casă. De fapt nu era o casă, era un studio de înregistrări. Era curios, acum zice că pe el nu-l interesează ce s-a întâmplat. Deci tu ce crezi că s-a întâmplat acolo? Nu știu, aici niște lucruri care s-au dus și contors. Ce crezi că s-a întâmplat într-un studio de înregistrări, Viorel? La un studio de înregistrări. Nu știu, n-am fost de față, dar o să vă conving cu altceva. Stai așa. Dacă, Doamne ferește, mai vrea cineva melodii cu tine, atunci am să mă bag și eu și n-am să mai merg și nici eu. Uite așa. Da, asta nu s-a... Doamna Mirela, dacă tu vei mai avea propuneri, dar de ce să nu ai vă loc? Eu nu înțeleg asta. Are loc. Doamne, dar dacă tu vei mai avea propuneri să mai faci altă piesă, pentru că trebuie să le spun celor de acasă, nu să dau nume, voi știți, voi primiți foarte multe cereri de la artiști și unii dintre ei foarte mari. Doamna Mirela. Să faceți piese cu ei în duet, pentru că lumea vede că voi deveniți virali. Ideea este că cererile vin de la ei către voi. Probabil că voi ați înțeles acum că nu e bine să vă vindeți pe nimic și aici pot fi de acord cu voi, pentru că ar fi incorect să câștige doar unii și ceilalți doar să apară cu numele sau cu fața și... Ei care au un aport mai mare. Ei au un aport mai mare la vizualizări și ceilalți ar lua banii. Bun, eu pot să fiu de acord cu tine. Dar, Viorele, hai nu așa, hai să o luăm un pic calm. Dacă ție-ți mai vine acum încă o altă ofertă de la o altă artistă care vrea să facă cu tine o piesă. Da, doamna Mirela, nu, știți și că... Veronica va zice nu sub nicio formă. Ce vei face? Știți ce m-a supărat faptul cel mai tare? Că eu ce fac asta, eu spun. Și lui doamna Doina, și lui domnul Radu, ce se întâmplă, asta la mine e omul cinstit. Se spune. Da, dar soția ta n-a fost cu tine cinstită de la început. Exact, și acum mai ascuns, tot așa, necinstită. Da. Și acum necinstită e la fel. Nu, vezi acum... că va face o surpriză. N-ai înțeles conceptul de acum, surpriză. Acum, dacă vrea tot să... asta, acum, dacă o duci capul, acum poate să spună, da, mă, uite, mă iert, uite, n-am știut, nu știu ce, așa să spun. Să deci, spună Veronica, treaba asta, dacă de la Viorel, că nu eu i-am spus toată ziua nu, treaba ce fel au făcut, nu? Și nici piesa nu Viorele, va avea loc. O să aibă loc, crede-mi. Nu o să aibă loc. Frate, ascultă ce spun eu, că nu-i chiar așa. Crede-l pe fratele tău, o să aibă loc. Nu o să aibă loc. Dacă vrei bine, dacă nu vrei oricum, crede-mi. Nu o să aibă loc, eu oricum o să stric tot. Nu.